pătrunde tainele inimii. Aleluia. Și cuvântul, celui ce descoperă ce este ascuns, și sfatul celui ce cheamă la unitate și pace. Vremea pe care a parcurs a fost o vreme în care îndurarea s-a arătat prin multe binecuvântări. Vremelnice de care ați beneficiat unii și alții. S-a dat din belșug binecuvântări în casele voastre și în corturile voastre, zice Domnul. Dar se apropie în curând, foarte curând, când strântorarea va cuprinde pe locuitorii pământului și restriștea pe cei cu legământ. Ai milă, Doamne! O, pentru că în mijlocul belșugului și a bunăstării v-ați mușcat unii pe alții, v-ați judecat cu gânduri rele, v-ați împins și v-ați împuns unii pe alții, vine vremea când mă veți căuta și mă veți chema. O, și mă veți lăsa să lucru în vederea împlinirii planurilor, în corturile voastre și în cortul întâlnirii. Că aceste lucruri m-au încurcat, au întristat pe Duhul meu, au pus piedici râului care curgea de sub scaunul de domnie să vă tămăduiască, să vă vindece și să vă dea viață, zice Domnul. Dar voi spărâma barajele negre, voi spulbera înălțimile minții și ale iscusinței, voi cobori privirea plină de talent și de mândrie și voi descoperi slava lucrând cu putere în poporul de legământ. O, amin, amin! Șerabi paradobe la aviat. Să vede țărâna pe haine și legături străine care le purtați cu voi. Apar și vârful degetilor care s-au întinat și buzele care poartă și minciuna și vorbirea de rău și poligridea. O, dar dacă aceste buze nu vin cu pocăință și aceste mâini cu smerenie, cuptorul care stă încins, da, cei care au zgură vor fi băgați în cuptor la curățire. Și cei care au întinăciuți vor fi puși în teas pentru zdrobire, ca să înțeleagă că omul e țărână și cel ce dă îndurare și biruință este împăratul păcii. O, v-am poruncit să vă iubiți, v-a lăsat pașii lumină să vă sprijiniți și nu v-a lăsat măsurători străine să vă măsurați unii cu alții, căci v-am chemat la unitate, la milă și la bunătate. Dacă nu veți asculta, veți avea parte de durere. Dacă nu veți coborî în inimile voastre, veți avea parte de apăsare. Dacă veți sta cu spatele la altarul meu și cu privirea îndreptată spre gunoaie și cu care pierd, vântul din pustie vă va năpuși suflarea și vă veți întreba de ce nu mai avem putere de părătășie, de biruință în luptă, de post și de veghere. Pentru că ați întors spatele cuvântului. Dar cel ce ia hotărât sfinte, îl voi stropi cu sângele jertfei. Îl voi curăți! Îi voi lua legăturile străine și îi voi lăsa legătura păcii și a neprihănirii. Și va cunoaște că Dan a coborât în adunare, a fost de față la jertfă, la vestirea Evangheliei, la cântarea de laudă, și-o privit și la unul și la altul, la atitudinile dinăuntru inimii, la ochi, cum au rămas, trufați sau plecați. Șebi paradobe ravăl, că ați venit la întâlnirea cu mine, și cei ce ați venit să vă întâlniți și v-ați prăbușit în interiorul inimii și v-ați recunoscut vina, veți pleca cu păiat! Cu cântarea de laudă pe buze, cu bucuria în suflet. Iar cei ce ați rămas cu privirile ridicate și cu gâtul întins,
Veți pleca cum ați venit. Amin, amin.